După atâta cultură gastronomică, cred că e cazul să mai facem puțină mișcare. Dar nu oricum. Mergem la Săcele, acasă la un mare campion. Bună dimineața, Silviu! Salut! Am venit la tine că am auzit că ești un bun alergător și un bun antrenor. Bine ai venit! Tocmai mă pregăteam să ies la alergat. Ah, perfect! Deci ești pregătit? Aproape. Aproape. Wow, dar ce-s cu trofeile astea? O mică parte din amintirile mele. Ești colecționar doar? Nu colecționar. Fiecare trofeu are o poveste. De exemplu, ăsta este de la un ultramaraton din Bucegi, 90 de kilometri și 7500 diferențe de nivel. 19 ore de alergare pe munte în continuu. Cu noapte, fără somn, cu frontala. Silviu spune că muntele e viața sa și că nu-și poate imagina viața fără alergare. A făcut din pasiune meserie, așa că este antrenor de alergare montană și instructor de ski. La care țin cel mai mult e aia, maraton 7500 din Bucegi. Apoi e cel mai vechi maraton din România, de fapt primul maraton montan din România, maraton Piatra Craiului. Am participat de 9 ori. Cel mai bun rezultat a fost locul 2. Apoi am fost și afară, am fost la Autoatel de Mont Blanc, un concurs de 160 de kilometri, cu 2300 de participanți la start. Am intrat undeva pe locul 100 și ceva. Iar apoi au mai fost proiecte personale. Mont Blanc în alergare, adică am făcut în 10 ore de la baza Mont Blancului până pe Mont Blanc și înapoi. Apoi în România, Creasta Făgărașului, în alergare, 80-81 de kilometri au fost cu 6000 diferențe de nivel. 6000 de metri urcare, 6 kilometri numai urcare. Am făcut creasta meridionalilor pe iarnă, cu schiuri de tură, din Predeal până Herculane. 350 de kilometri, 9 zile. Cu sac de dormit în spate, cu coardă, cu colțar. Cu multe maratoane câștigate, sau altele în primii 3, în Apuseni, în Cozia, în Ceahlău, în Bucegi, în Piatra Craiului. Iarna la schi de tură și pe lângă toate astea multă muncă. Ce te motivează să faci lucrurile astea? Îmi place să stau pe munte. Îmi place foarte mult muntele, iar sportul mă motivează să merg la competiții. Pentru a fi bun la competiții, trebuie să mă antrenez. Pentru a mă antrena, trebuie să fiu pe munte. Există oarecare dependență, să zicem? Da. De exemplu, anul trecut am fost accidentat și o lună a trebuit să stau pe tușă. A fost cea mai grea lună din viața mea. Nu mă mai regăseam pe mine. Nu puteam noaptea să dorm, nu aveam poftă de mâncare. Facem ceva astăzi? Păi da, haide, te pregătești și ieșim. Da? Ok. Mă las pe mâna ta. Bine. Ok. Tu de când ai început practicul sportul ăsta, de când îți amintești că ai început cu ea? Păi, la 3 ani am fost prima oară pe munte, în Piatra Mare. Uh-huh. La 9 ani am fost prima oară la vârf, în Bucegi. Și am fost tot timpul pe munte. Și așa, nu știu, la 16 ani deja mergeam pe munte fără părinți, cu prietenii. Și la 19 ani am alergat prima oară maraton montan. Și după aia m-am virusat. Crezi că mai scap de el? Nu. Nu, definitiv. Când mi s-a spus anul trecut că nu o să mai pot să alerg, dacă ești așa cel în cap, bă, nu e adevărat. Nu se poate. Păi și chiar nu se poate, adică... Ei. Da, nu se poate. Dacă îți dorești, poți, orice. Dar că trebuie să ai grijă la anumite lucruri. Lucruri care eu n-am avut grijă. Adică, ai forțat? Am forțat. Am neglijat recuperarea, că na, când ești așa mai tânăr, să zic așa, te crezi foarte puternic, că nu are ce să mi se întâmple, știi? Dar se adună. Am alergat și 30 de concursuri într-un an. Fiecare săptămână, chiar la 2-3 zile concurs, fără recuperare,
Și ți-ai făcut așa un calcul câți kilometri alegi pe an? Da, da, da. Cam 5.000, peste 5.000 de kilometri. Și faptul că, să zicem, ai câștigat o competiție, ce înseamnă? Te motivează să mergi mai departe sau îți dă... Nu știu, că nu-mi dau seama care-i... Te motivează, da. Te motivează să continui. Se întâmplă să nu câștigi sau să ai zile rele și îți vine să-ți bagi picioarele. Uh-huh. Gândindu-te cât timp acorzi și cât muncești. Și ai o zi proastă sau... În multe ori se întâmplă să fie lucruri care nu depinde tine. De echipament sau... Poate te-ai îmbolnăvit, ai răcit. Cine știe. Și atunci îți cam cade moralul. Dar e o vorbă înțeleaptă. Să poți câștiga, trebuie să știi să pierzi. Și atunci, dacă reușești să ții moralul sus, totul e bine. L-am lăsat pe Silviu să se antreneze mai departe, convinși fiind acum de faptul că un mare campion trebuie să fie, înainte de toate, un mare caracter.